Profesorul Alexandru Rafila susține că acesta este momentul potrivit în contextul pandemiei COVID pentru a se introduce disciplina educație pentru sănătate. Cetățenii sunt mai mult decât încântați de această decizie, întrucât dezvoltarea sănătoasă a copiilor este cea mai importantă. Alexandru Rafila susține introducerea unei noi materii în școli. Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății este de părere că în școli ar trebui introdusă o nouă materie care să învețe pe elevi despre educația pentru sănătate. Întrebați dacă sunt de acord cu introducerea unei noi materii, severinenii au fost mai mult decât încântați. Bun, pentru cei care au copii, pentru profesori, pentru, în general, pentru toată lumea. E foarte bună, o materie în plus pentru educația copiilor în general și a noastră, a tuturor. COVID-ul ăsta nu e de joacă pentru că venim în toată lumea așa. Și materia cred că e binevenită. Copiii trebuie să fie informați, vor fi ieși de acasă, dar mai ales la școală. Au încredere mai multă, cred, în profesorilor, în diriginților. Și dacă aud din mai multe părți, înseamnă că sunt convinși ei că trebuie să fie igienici. Disciplina educație pentru sănătate este în prezent materie opțională și nu toți elevii beneficiază de aceasta. Medicul Rafil a precizat faptul că dezvoltarea sănătoasă a copiilor este la fel de importantă ca dobândirea de noțiuni din alte domenii.